Spectacol deosebit la Timișoara la lansarea ceremoniei de schimbare de gardă ce va deveni de acum înainte parte din viața orașului. După mai bine de un an de pregătiri, sâmbătă peste 1000 de timișoreni și turiști au asistat în Piața Unirii la schimbul de gardă așa cum se realiza el până în urmă cu 300 de ani pe vremea Armatei Imperiale. La orele 18, în sunet de tobe, soldați îmbrăcați în ținută de gală și cu arme din vremea Imperiului Habsburgic au pătruns în Piața Unirii și s-au aliniat în formație pentru ceremonialul de schimbare a gărzii. Uniformele imperiale au fost spectaculoase, tobele au fost comandate la Palermo, armele și săbile la Barcelona, iar veșmintele și pantofii la Timișoara. Ideea organizării unor astfel de ceremonii la Timișoara a apărut odată cu schimbarea la fața centrului istoric, iar inițiativa a aparținut lui Vasile Sopon, președintele Asociației Eugeniu de Savoia. Schimbul de gardă din cetate va deveni o obișnuință la Timișoara, evenimentul fiind programat să aibă loc în fiecare sâmbătă.